Formarea unui nou guvern după demiterea prin moțiune de cenzură a executivului condus de Florin Câțu pare a fi una destul de complicată. Sunt vehiculate diverse combinații politice prin care premierul desemnat Nicolae Ciucă să poată întruni majoritatea parlamentară pentru guvernul pe care Listă îl de va propune, însă responsabilitate sunt care și voci destul de trebuie multe să care avem susțin varianta unde să alegerilor ne decidem anticipate. pentru. Reprezentanții PNL, principalul partid aflat la guvernare în momentul de față cu titlul interimar, susțin că România are alte probleme urgente de rezolvat, precum criza sanitară și cea economică, iar ideea alegerilor anticipate o consideră inoportună în acest moment, menționând și că un astfel de scrutin ar putea totuși să fie organizat undeva spre mijlocul anului viitor. Există posibilitatea alegerilor anticipate la această oră, cel puțin, pentru simplu motiv că noi trebuie să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm la această dată, criza sanitară, criza energetică, iar acest lucru este urgent, trebuie făcut. Nu avem vreme să facem alegeri anticipate și nici nu avem cum să le facem în prag de iarnă. Deci aceste lucruri se fac oarecum pe un calendar și oarecum pe un timp de înțelegere. Deocamdată așteptarea timp de înțelegere nu există și nu cred că vom avea alegeri anticipate sau idei de alegeri anticipate cel puțin până în primăvară la anul. La rândul lor, cei de la UDMR, partenerii PNL în coaliția de guvernare, susțin că România nu are nevoie în momentul actual de alegeri anticipate. În accepțiunea reprezentanților acestei formațiuni, alegerile anticipate ar prelungi situația tulbure pe care o traversăm din mai multe puncte de vedere și cred că problema se poate rezolva prin dialog. În ceea ce privește alegerile anticipate, eu cred că acum România nu de alegeri anticipate are nevoie. Să nu uităm că a trecut mai puțin de un an. Lamentare. Ce poate să se schimbe? Cu ce poate să contribuie decizia privind alegerile anticipate la soluționarea problemei? Nu poate decât să ducă în continuare turbulențele și ineficiența politică pe care o vedem. Așa că eu nu cred în alegerile anticipate, eu cred în dialog. Premierul desemnat Nicolae Ciucă trebuie să-și prezinte echipa în Parlament până la finele acestei săptămâni. Și pentru ca guvernul să își intre în atribuții, este nevoie de majoritatea voturilor senatorilor și deputaților. În caz contrar, ar putea fi declanșate procedurile pentru alegerile anticipate, lucru care ar avea loc în premieră în România post-decembristă.